chiacchiere il break della break. Il break della muca. Ci vino jos. Niciodată în actul de justiție. Tot astăzi am văzut punctul de vedere a unor ambasadori, a unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuție individuală cu fiecare din fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor și domnilor ambasadori că suntem în România și că am dialog direct cu omologii mei. În niciun stat, ambasadorii nu fac agenda primului ministru și eu nu am să permit acest lucru. Indemnizația pentru mame urmează să fie majorată, au decis deputații. E vorba despre indemnizația primită de româncele care, la mai puțin de 12 luni de la revenirea la lucru, intră din nou în concediu pentru creșterea copilului. Ele vor beneficia de aceleași drepturi ca primul copil, în situația în care al doilea copil se naște la scurt timp după terminarea concediului de creștere. Indemnizația pentru acesta se calculează cu 85% din media veniturilor din anul anterior nașterii primului copil. În prezent se calculează 85% din indemnizația primită în ultimele 12 luni. Vești proaste pentru românii care au credite în lei, indicele robor în funcție de care se calculează majoritatea împrumuturilor în moneda națională. Înregistrat astăzi o creștere importantă, de la 3,23% a ajuns la 3,34%. Este cel mai mare nivel din ultimele 5 luni. Analistul economic Iacob Buda explică. Noi analiști am avertizat că oricând inflația va fi sus, atunci și dobânzile în mod natural o să fie ridicate. Este o lege economică de bază. Analiza pe 10 ani arată foarte clar legătură directă între inflație și robor, pentru că așa este natural. Robor reflectă dobânda cu care se finanțează băncile între ele și nu se pot finanța la o dobândă semnificativ mai mică decât inflația. Și o medie pe ultimii 10 ani arată că inflația se situează la un punct procentual sub media robor pe 3 luni. CFR Cluj și Astra se întâlnesc la această oră în semifinalele Cupei României pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Partida este în direct pe Digisport 1. CFR Cluj a învins pe Astra în campionat sâmbătă cu 1-0 în etapa 3-a din play-off. A fost prima partidă de la revenirea lui Dan Petrescu, care menține echipa pe locul întâi. CFR nu va putea însă miza în continuare pe George Subodean, accidentat. Julio e în continuare suspendat. Vor fi norări în vest, în sud-vest și la munte, izolat va ploua slab în vestul și în sud-vestul țării, iar vântul va sufla moderat cu minime între minus 7 grade în depresiuni și 7 grade în vestul țării. În capitală cer senin, în condiții de brumă și minime între 0 și 2 grade Celsius. Sunt 17 grade la această oră, la Oradea 16, în Timișoara 11, în capitală 8, în Constanța 9, la Cărlaș și Brașov 12 grade acum la Sibiu. Ora 26 minute, au fost știrile DGFM, sunteți cu Ana Maria Tatăl.